Din seria Prinos de cinstire pentru oamenii pe care i-am cunoscut. Hristos a înviat. Părintele nostru drag și bun Nicolae Bordașiu. Blândul, bunul, radiosul, nonagenarul și venerabilul nostru părinte Nicolae Bordașiu a fost pentru unii părintele lor duhovnicesc, pentru alții nașul lor, pentru alții profesorul lor, dirigintele sau directorul lor, pentru alții colegul lor, camaradul sau amicul lor, pentru alții vecinul sau camaradul lor, iar pentru alții a fost probabil mai multe sau chiar toate acestea la un loc. De aceea, plecarea lui dintre noi, chiar și la această vârstă, și acum, după aproape 6 ani, este și acum una tare dificilă, fiindcă unul ca sfinția sa nu poate fi înlocuit sau substituit, cel puțin nu ușor. Drept urmare, noi, și în aceste momente, venim la mormântul părintelui cu o rugăciune, o lumânare și o floare, în semn de aleasă recunoștință și deosebită apreciere sau admirație pentru duhovnicul, slujitorul, scriitorul, propovăduitorul, apologetul și mărturisitorul Nicolae Bordașiu, omul neobosit și plin încă de planuri, activități, acțiuni și proiecte culturale, editoriale, spirituale și duhovnicești, veridice, autentice și veritabile, proiecte și planuri pe care le-a avut în mintea și în sufletul Sfinției sale până la ultima zi a sa din această viață de pe acest pământ. Dumnezeu însă, în înțelepta-i cântărire, cumpănire, rațiune și cugetare, l-a chemat la sine pe slujitorul său, loial, fidel și credincios, Nicolae Bordașiu, sacerdotul, pentru a-i dărui odihna cea bine meritată și a-i oferi răsplata cea cuvenită. Noi, cei încă rămași în această lume, pe acest pământ, ne vom face în continuare datoria de a ne ruga lui Dumnezeu pentru părintele nostru, Nicolae, ca el, Dumnezeu, Domnul și Stăpânul, să-l așeze în ceata drepților și să-l numere cu sfinții săi cei aleși și binecuvântați și bineplăcuți lui. Din seria Pro Memoria, într-o sinceră neuitare, evlavioasă pomenire și autentică evocare. Miercuri, 22 mai 2024, se vor împlini exact 100 de ani de la nașterea sa cea pământească și vremelnică, în localitatea Săbolciu din județul Bihor, a vestitului nostru duhovnic și renumitului erou al credinței, părintele profesor Nicolae Bordașiu, de la Biserica Sfântul Silvestru din București. Întrupioasă aducere a minte, sinceră comemorare și aleasă pomenire, în duh de prețuire și de recunoștință, să ne rugăm atunci cu toții ca Dumnezeu să-l ierte, să-l numere cu drepții și să-l așeze cu sfinții săi, pe iubitul nostru părinte duhovnicesc Nicolae sacerdotul, alături de toți mari bărbați, eroi, martiri, mucenici și sfinți ai neamului sau poporului nostru românesc și creștinesc. Sfânta Liturghie, precum și Sfânta Slujba Parastasului, de pomenire și de comemorare a acestui binecuvântat centenar, vor avea loc în dimineața zilei de miercuri, 22 mai 2024, începând cu orele 8:30, respectiv 10:30, la Biserica Sfântul Silvestru din București, la care suntem invitați să luăm parte cu toții, la biserica unde Sfinția sa a slujit, propovăduit și mărturisit atâția ani la rând. După aceea, la mormântul părintelui Nicolae Bordașiu, din cadrul cimitirului Mănăstirii Cernica,
se va oficia, se va săvârși aceeași slujbă de pomenire cu câteva zile mai devreme, adică în ziua de sâmbătă 18 mai 2024, începând cu orele 12. De asemenea, mai trebuie să precizez, ori să menționez, că la o săptămână după, adică sâmbătă 25 mai 2024, la bisericile parohiale din localitatea sau comuna Husaseu de Criș și Săbolciu, satul natal al Sfinției sale, se vor oficia sfinte slujbe ale parastasului de pomenire și de comemorare de către vrednicii părinți parohi Ioan Mircea Ghitea de la Husaseu de Criș și Alexandru Dulca de la Săbolciu, unde de asemenea sunt invitați toți cei care pot participa, mai cu seamă cei din părțile Oradiei și ale Bihorului, fiind acolo aproape. Să fie deci sâmbătă 25 mai 2024 dimineața la Sfânta Liturghie și la slujba de pomenire a Parastasului la Biserica Parohială Ortodoxă Română din localitatea Husaseu de Criș, după care se vor deplasa și se va oficia Sfântă Slujbă de pomenire a Parastasului și de comemorare la monumentul pe care Părintele Nicolae Bordașiu l-a ridicat în cinstea înaintașilor și strămoșilor săi în satul său natal, adică în localitatea Săbolciu, județul Bihor, unde de asemenea se va oficia Sfânta Slujbă de pomenire a Parastasului, acolo, în biserica din Săbolciu, unde preot paroh este Părintele Alexandru Dulca. Veșnica lui amintire și autentica lui pomenire în vecii vecilor, amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le, amin. Hristos a înviat, cu mult drag, în semn de aleasă prețuire, sfântă recunoștință, caldă admirație și autentică sau evlavioasă pomenire al dumneavoastră și al Părintelui Nicolae Bordașiu, același Stelean Gomboș. Doamne ajută tuturor! Amin.